Detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat luni seara pentru înlăturarea unei grinzi care stătea să cadă de pe acoperișul blocului D90 din cartierul Brădet din municipiul Zalău. Apelul la 112 a fost efectuat de către vecini care s-au speriat ca nu cumva cineva să fie rănit, ținând cont că în apropiere era un balansoar. Aceștia au intervenit cu promptitudine, iar pericolul a fost înlăturat în câteva minute. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar locatarii au fost mulțumiți de modul în care au acționat pompierii. Vai, vai, vai.